Mulțumesc, Marius Cisa, sunt directorul Centrului Cultural Reduta și vă mulțumim și suntem onorați de prezența dumneavoastră la acest eveniment al Cenaclului European. Am plăcerea să-i salut pe distinșii noștri oaspeți, domnul actor Eusebiu Ștefănescu. Bine ați venit! E aici și domnul Modreanu de la Televiziunea Română și le mulțumim pentru interesul acordat evenimentului de astăzi. Este o zi încărcată cu evenimente. Știm că la aulă e târgul de carte. Domnul Eusebiu Ștefănescu vine de acolo după lansarea unor cărți. Vreau să salut inițiativa domnului Iordan Popescu pentru activitatea pe care o depune odată în slujba acestui cenaclu. Și ca partener pe care îl avem de ani și ani de zile al Centrului Cultural Reduta prin Fundația Euroasia ne-a fost mereu alături. Am plăcerea să vii ofer. Microfonul, vă rog. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Într-adevăr, cenaclul european, primul cenaclu online din lume, are astăzi onoarea și plăcerea de a avea câțiva invitați speciali, în special pe domnul Eusebiu Ștefănescu, o personalitate distinsă, deosebită a teatrului și artei românești. Cenaclul european își propune să promoveze îndeosebi personalități de nivel european, atât din țară, cât și din străinătate. Prima ediție s-a desfășurat tot aici, în această sală, în anul 2007, când am avut onoarea și plăcerea să discutăm, să purtăm colocviile cenaclului cu cosmonautul Dumitru Brunariu. După cum știți, este primul și ultimul cosmonaut pe care l-a avut România. Din păcate, ar trebui să avem mai mulți, probabil că, așa cum ne promit politicienii, în viitor vom avea al doilea cosmonaut. Depinde viitorul ăsta pe ce distanță se întinde. 10, 20? Da? Putem să zicem mai mult? Promisiuni sunt multe, dar să trecem la concret. Conform modului de desfășurare, așa cum sună și titlul, colocviile sunt de fapt niște discuții. Noi, în cadrul cenaclului, promovăm talentele printr-o instituție. O instituție care în România, din păcate, n-a mai funcționat. E vorba de instituția mentoratului. Fiecare în viață are nevoie de un far călăuzitor, de un exemplu bun, care să-i îndrume pașii, să-i dirigeze pașii și să-i pregătească pentru competiție. Pentru că trăim într-o lume în care competiția devine vitală. Competiția se realizează la nivelul talentelor, la nivelul local, la nivel regional, la nivel global. Națiunile puternice vor fi cele pregătite pentru această competiție, care vor avea capacitatea, forța și, în special, creativitatea de a aborda această lume sub o nouă imagine, sub un nou unghi, care efectiv să ne facă competitivi, pentru că fără competiție vitate, nu putem să ne dezvoltăm mai departe. Și, din păcate, la noi se întâmplă o hemoragie de creiere. Pregătim talentele pentru a-i prelua alții. Când aceste talente ar trebui să rămână aici cu noi, să muncească alături de noi, să facem o Românie mai frumoasă, mai bună. Dar acest lucru nu se poate realiza numai cu dorințe. Trebuie multă muncă, trebuie să ne implicăm mai mult, să lăsăm disputele,
să cooperăm, să colaborăm. Acesta este modelul pe care noi vrem să-l dezvoltăm. Și ca să termin această scurtă prezentare, aș dori să vă citesc din Lev Tolstoi. El spunea în felul următor. Toți oamenii vor să schimbe lumea, nimeni nu dorește să se schimbe pe sine. Ei cred că de aici ar trebui să pornim, în această competiție. Să încercăm să ne mai schimbăm și pe noi. Nu să aruncăm toate relele în ograda vecinului. Ne uităm tot timpul la vecini, ne uităm la ceilalți, ne găsim defecte, dar oare noi suntem perfecți? Rolul nostru în acest cenaclu este, după cum spuneam, să aducem cei mai buni mentori. În domeniul muzicii, la ora actuală, avem membră fondatoare a cenaclului european, este Mihaela Ursuleasa, considerată una dintre marile pianiste ale lumii. Patricia Copacinskaya, cincea violonistă a lumii cu sediu la Berna, și o mulțime de alte personalități. Dumitru Prunariu, Mihai Mălai Mare din domeniul teatrului. Acum sperăm ca domnul Ștefănescu să înroleze și dânsul în această activitate și alte personalități. De exemplu, în domeniul științei avem pe fosta consilieră al lui Bill Gates, care e o româncă și care este inventatoarea infopasului. Toată lumea folosește internetul și știe despre... Ea are o firmă foarte puternică în America și în 2007 a luat premiul pentru inventatorul anului în Statele Unite. E o mare personalitate. Noi vrem să-i aducem pe acești oameni aici, să facem cu ei workshop-uri, să pregătim talentele aici în țară, să nu le exportăm peste graniță. Conform regulamentului acestei întruniri, aș dori să vă prezint invitatul de onoare. Trebuia să vină în această sală și un mare actor, o voce inconfundabilă a teatrului românesc, domnul Constantin Codrescu. Dânsul este mai în vârstă, anul viitor va împlini 80 de ani. Din păcate, ieri la București a fost o furtună și i-a fost teamă să plece la drum. Așa se întâmplă uneori să ai ghinion. E ghinionul nostru de data asta, fiindcă aș fi vrut să-l avem în mijlocul nostru în această seară. Câteva cuvinte despre invitatul nostru de onoare, domnul Eusebiu Ștefănescu, pe care îl salutăm, împreună cu domnul Modreanu de la Televiziunea Română și cu echipa dânsului. S-a născut pe 2 mai în municipiul Ploiești. Din 2003 este cetățean de onoare al municipiului Ploiești. Actor al teatrului din Ploiești timp de 16 ani, drumul lui Eusebiu Ștefănescu, vă rog să poftiți, drumul lui Eusebiu Ștefănescu s-a îndreptat inevitabil către București, oposind o vreme pe la Teatru Mic, apoi din 1996 la Teatrul Național Ion Luca Caragiale din Capitală. La vremea aceea era deja de 10 ani dascăl, o vocație în brejele căreia se lăsase bucuros și pe care o împlinește și astăzi, domnia sa fiind profesor universitar la Catedra de Artă a Actorului și decan în cadrul Universității Hiperion. Profesor universitar, doctor, scriitor, autor al mai multor cărți, dintre care una o să o prezentăm astăzi, este vorba de Arhivarul Clipei, actor și regizor de teatru și film, apreciat de public în țară și în străinătate. Tot pe internet am găsit niște aprecieri extraordinare. De exemplu, Doina a adăugat acolo la biografia dumneavoastră la dată de 9 martie 2010 următorul citat. Intelectual rasat,
rănindu-și imaginația și profitând de biblioteca substanțială pe care o are, cu abilitatea de a reacționa extrem de detaliat, recitator excepțional, poet, profesor cu un talent uimitor în cizelarea personalităților studenților săi, complex, talentat și minunat actor. Următorul citat este și mai ilustrativ, adăugat de un internaut la data de tot de 9 martie 2010. Un excelent Ferdinand I, în Triunghiul Morții, în 1999, un film excepțional în care Eusebiu Ștefănescu contribuie cu farmecul său genial. Mă bucur că există această percepție când această titulatură de genial figurează undeva, încep să-ți pui probleme. Domnule, exagerează sau nu? Părerea mea e că nu se exagerează cu nimic. Tot conform regulamentului, înainte de a invita pe ceilalți interlocutori să prezinte cartea invitatului nostru de onoare, am dorit să știm dacă în asistența din această sală există cineva care dorește să afle mai mult despre personalitatea domnului Ștefănescu și pe această bază să nu purtăm o convorbire, o discuție rigidă. Să încercăm să animăm un pic atmosfera, să aflăm mai multe despre arta filmului, despre teatru și eventual despre viața dumneavoastră, domnule Ștefănescu, care cred că e un pic complicată cu atâtea preocupări nobile. Dorește cineva să pună o întrebare? Din câte am înțeles, ați scris și poezie. Aș vrea să știu de unde e această dragoste pentru cuvinte potrivite. Ce să vă spun, am primit acest dicteu divin, să-l numim așa, la o vârstă foarte fragedă, că nici nu știam bine să buchisesc. Și m-am trezit așa vorbind în versuri, dar nu am fost niciodată, n-am avut niciodată pretenția că aș fi poet, mai ales că am avut foarte multe prietenii din lumea mare a poeților. L-am cunoscut personal și mi-a părut rău că l-am cunoscut, și am să vă spun și de ce, pe Nichita Stănescu. Mi-a părut rău că l-am cunoscut pentru că era mai spectaculos chiar decât poezia lui. Poezia lui intra într-o zonă de umbră față de strălucirea cu care el respira poezie. Acum, pentru că s-a vorbit aici despre talent, n-am uitat întrebarea cu poezia și cu cuvintele potrivite. Se vorbea aici despre talent. De, în clipa aceea mi-a venit în minte o întâmplare. O întâlnire cu un poet, tot prieten, Gheorghe Pituț, care undeva la o masă în Casa Scriitorilor, la București, a venit către mine și mi-a spus: actorule, am să-ți dau un catren pe care să-l ții minte toată viața. Și mi-a spus așa: sunt mai talentat ca mine. Altceva nu am nimic decât pielea pe buric și mi-e rău de atâta bine. Are hazul lui catrenul. Și am zis, zic, dar primul vers mi s-a părut tulburător. Zice: sunt mai talentat ca mine. Am zis, uite cum
este acest paradox atât de puternic și ce vers, cu ce vers începe Catrenul, dar e un paradox, nu se poate să fii mai talentat. Foarte repede însă m-am dumirit și am înțeles că de fapt e un mare adevăr camuflat într-un paradox. Pentru că toți, noi toți suntem mai talentați decât putem să ne exprimăm. Avem mai mult talent decât putem noi să ne punem în pagină acest har de la Dumnezeu. Toți de aici aveți talent. Sunt convins de asta. Și eu sunt profesor de talente. Adică sunt decanul facultății de arte și știu să depistez talentul. Să poate să ai talent și să nu poți să te exprimi pe măsura acestui. Atunci îți trebuie școală. Trebuie cineva să te învețe să îți exprimi talentul. Pentru asta s-au făcut școli. Apropo de poezie și de aceste întâlniri miraculoase, le-aș numi eu, în viața mea cu poeții, mi-aduc aminte că odată la sărbătorirea, toate astea, unele din ele sunt trecute în cartea asta mea, ca niște amintiri, pentru că această carte, Arhivarul Clipei, vă dați seama, nu știu de unde mi-a venit titlul ăsta, mi-am dat seama că, de fapt, eu am adunat foarte multe lucruri, unele trăite și amintiri, fapte, dar și multe stări. Le-am adunat toate dintr-o permanentă risipire. Și am zis, zic, domne, într-un fel, pentru că ele au rămas sădite în mine, eu sunt un arhivar al acestor clipe trecătoare. Și mi-aduc aminte că la o sărbătorire, o comemorare, de fapt, a lui Nichita Stănescu, pentru că trebuie să știți că Nichita Stănescu a luminat cu nașterea lui această lună, martie. El s-a născut pe 31 martie. A murit pe cifra întoarsă. 13 decembrie 31 s-a născut, pe 13 a murit. Și de fiecare dată la Ploiești, foarte mult timp, aproape 20 de ani, se comemora Nichita Stănescu, ori în zona Paștelui, cum e acum, ori în zona Crăciunului. Și după ce am făcut această comemorare, ne-am dus cu toții, după o conferință de presă, ne-am dus într-un restaurant. Și acolo erau mulți poeți, mulți scriitori, mulți prieteni de-a lui Nichita. Se discutau, erau frământați de problemele poeziei române. Deodată însă un actor se numea Lupu Puznea. Nu știu dacă îl știi, domnule. Domnule, un actor extraordinar. Un personaj care s-a urcat pe un scaun. Și a început să cânte: cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați. Dom'le, s-a făcut o liniște extraordinară pentru un restaurant în care se fac de obicei libații și gălăgie. Toată lumea a lăsat paharul, a lăsat tacâmul și au ascultat cu evlavie: cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați. Pe liniștea creată și actorul s-a simțit într-un fel penibil. Pentru că niciodată n-a avut atâta forță de convingere. Poate toți se gândeau și la Nichita, eu știu. Și pe liniștea asta creată, ca să iasă demn, zice: domnilor, eu am prefixul.